Vreme atipică pentru finalul anului. Zilele acestea a plouat torențial în multe zone ale județului Hunedoara. Debitul apelor a crescut și au fost emise coduri galbene și chiar portocalii în nordul județului. La Deva, oamenii au observat uimiți că ploaia a fost însoțită de fulgere și trăsnete. S-a întâmplat în seara de 16 decembrie, când a plouat tare în Deva și fulgerele au brăzdat cerul nopții, ca în urmă cu 33 de ani în zilele dinaintea Revoluției din decembrie 1989. Sâmbătă au căzut ploi torențiale în întreg județul. În nord, în comuna Vața de Jos, torenții au umflat apele Crișului Alb. Cei de la Apele Române spun că s-au înregistrat depășiri ale cotelor de atenție, iar situația este atent monitorizată în zonă.